Imagini apocaliptice la Spitalul Județean din Craiova. Zeci de oameni au mers astăzi la morga unității sanitare pentru a-i lua pe cei dragi acasă răpuși de COVID-19. Asta în condițiile în care nu pentru toți pacienții internați în Craiova sunt suficiente medicamente pentru a fi tratați. Doar azi noapte la Spitalul Județean, dar și la Spitalul de Boli Infecțioase au murit 22 de oameni din cauza infectării cu SARS-CoV-2. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Aceasta este imaginea de la morga Spitalului Județean de Urgență Craiova în această dimineață. 35 de pacienți care au murit în ultimele două zile din cauza COVID-19 urmau să fie ridicați de rude. Unele dintre ele nici acum nu cred în infectarea cu COVID. De COVID n-a murit. A avut din cauza plămânilor, domne, din cauza plămânilor, i s-au uscat plămânii. Din cauza asta, dar nu de COVID, dar așa se procedează cu spitalele. Zeci de mașini funerare s-au aliniat lângă morga din curtea Spitalului Județean pentru a prelua decedații. Sunt vaccinați? Nu. Da, tragem un semnal de alarmă. Ce ați recomandat? Nu știu. Niciun loc liber pentru bolnavii COVID în municipiu și nici medicamente nu mai sunt. Criza de remdesivir se simte tot mai acut în unitățile sanitare. Sunt insuficiente. Cele 16 flacoane sunt repartizate celor 3 spitale care au pacienți COVID. Și la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș, morga este plină, iar reprezentanții unității sanitare au solicitat deja o unitate mobilă frigorifică. O situație disperată în spitale. Dacă acum ceva timp locurile ATI au problemă. Acum problema este și la locurile de terapie acută, la locurile de oxigen, care nici acolo nu mai avem paturi disponibile. În momentul actual suntem nevoiți să facem încă o ajustare a unei secții de copii pentru a fi transformată și pusă la dispoziția pacienților adulți, unde suntem depășiți și unde funcționăm la capacitate maximă de aproximativ 2 săptămâni. Doar în ultimele 24 de ore, în județul Dolj s-au înregistrat 458 de noi infectări cu noul coronavirus.